dar sigur cu zâmbetul pe buze. Mateus îi reproșa lui Iordănescu că nu respectă spațiul tehnic din fața băncii de rezervă. Jucate până acum în prima reprezentativă maghiară. Mihuț, foarte bună combinația cu Petre, șutul lui Mihuț, gol! Excelentă execuție a lui Mihuț. 1-0 pentru România, minutul 11 al partidei. Foarte mult curaj, tupeu în sensul bun al cuvântului pentru acest Mihuț, care șutează necruțător cu piciorul drept. Portarul Vlașac nu a putut interveni. 1-0 pentru România, suporterii maghiari sunt reduși la tăcere. Vedem, revedem combinația dintre Mihuț și Florentin Petre. Un șut excelent cu piciorul drept al fundașului dreapta de la FC Oradea. Prima oară ca titular Mihuț în acest turneu din Cipru. Execută scurt cornerul. Florentin Petre, Pleșan. Blocat de Peter Simek. Foarte bună intervenția lui Mihuț. Din nou Florentin Petre. Central. Repetat de pase dintre Ienci și Marius Constantin. Mihuț, Pleșan. Foarte bine, foarte bine construită această fază. Mihuț. Trei jucători români se încălzesc pe marginea terenului. Care nu de mult îl aplaudau. Centrare și gol pentru UTA. Reușește echipa lui Marius Lăcătuș să reducă. Am scris nemarcat din doar 3 metri. Lăcătuș pe banca formației arădene. Pierd ușor din nou jucătorii lui Lăcătuș. Echipa lui Marius Lăcătuș, cu excepția lui Mendoza, minge. Trimisă pe jos pentru un șut fără preluare. Gol! Da, acum chiar este lovitură de teatru în Ghencea. Dorin Mihuț înscrie la primul șut pe spațiul porții. Gol fabulos marcat de fostul fotbalist al lui Dinamo. Ce execuție a avut Dorin Mihuț! E adevărat surprinzător felul în care arădenii au executat această lovitură de la colț. Iată reluarea. Fără preluare, șut direct în vincul porții apărate de Zapata. Nu știu dacă n-a fost o minge deviată. Steaua primise până la această partidă doar 3 goluri pe teren propriu, unul singur în aceeași apărare avansată a steliștilor. O minge deviată cu călcâi, un careu este Zaharia. Din nou un călcâi, minge scoasă la marginea careului. Pe jucătorul trimis pe teren de Gabi Stan în urmă cu câteva minute, autorul golului oaspeților. Mihuț. Șanse minime, erau 5. Vin până la Neșu. O pasă greșită a lui Neșu și încearcă o execuție de la distanță. Ceva probleme jucătorilor din Amoviș, cu certitudine însă că aceea suprafață de joc ar trebui să incomodeze și pe fotbaliștii lui Martignol. Acum Aaron Lennon scoate o lovitură liberă, o intervenție asupra sa a lui Mihuț. Neșu îl vede bine, Neșu pe Vali Badea, nu știu dacă a reușit cea mai bună preluare, întoarce un adversar, dar nu obține decât o lovitură. Celebra face Liverpool, 1-2 la București cu aceeași echipă, la care ieșea în evidență, printre alții, și Ian Rush. Până acum Mihuț s-a descurcat. Mihuț intră în combinație cu Mărgăritescu. Se reîntoarce mingea în partea dreaptă a lui Dinamo.
deschis scorul pentru FC Bihor cu un gol asemănător celui reușit pentru Națională în turneul din Cipru acum 2 ani. Cătuși, cu excepția lui Mendoza, minge trimisă pe jos pentru un șut fără preluare. Gol! Da, acum chiar este lovitură de teatru în Ghencea. Dorin Mihuț înscrie la primul șut pe spațiul porții. Gol fabulos marcat de fostul fotbalist al lui Dinamo. Ce execuție a avut Dorin Mihuț! E adevărat surprinzător felul în care arădenii au executat această lovitură de la colț. Iată reluarea. Fără preluare, șut direct în vincul porții apărate de... Zapata, nu știu dacă n-a fost o minge deviată, Steaua primise până la această partidă doar 3 goluri pe teren propriu.